la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Recent, Consiliul European a decis să acorde Ucrainei și Republicii Moldova statutul de țară candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Cererea a fost semnată la 3 martie de șefa statului Maia Sandu. Ministrul de Externe, Nicu Popescu, spune că este o oportunitate istorică cu responsabilități istorice și că se pregătește un plan de lucru pentru implementarea recomandărilor Uniunii Europene. Cele mai mari provocări în procesul de aderare la UE a Republicii Moldova este evoluția războiului din Ucraina, iar contextul regional rămâne a fi foarte problematic în realizarea parcursului european. Șeful diplomației mai spune că reacțiile oficialilor ruși despre statutul de candidat al țării nu se înscriu în spiritul unor relații corecte. Despre prezentul și viitorul Republicii Moldova vorbim la acest sfârșit de săptămână. Aici e Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă. La aproape 31 de ani de la obținerea independenței, mulți cetățeni ai Republicii Moldova doresc aderarea la Uniunea Europeană, în timp ce alții și-ar dori o uniune cu Rusia, chiar dacă au trecut mai bine de 4 luni de la invazia rusă în Ucraina. Speranțele către o orientare pro-europeană democratică au renăscut odată cu decizia Bruselului de a acorda statutul de candidat Ucrainei devastată de război și vecinei sale Republica Moldova. Europa Liberă s-a deplasat la sudul țării și a căutat să afle la Cahul cum văd moldovenii viitorul țărilor. Viitorul țării ăștia noastre tare depinde de Ucraina. Ucraina, dacă câștigă război fața Rusiei, noi hotărâm și întrebarea transnistreană, noi hotărâm întrebarea chiar și economica noastră, chiar independența noastră. Eu văd așa lucrurile. Rusia, ca agresor în Ucraina, țară independentă, țară cu valori europene, eu aș spune, Rusia și-a arătat caracterul ei de agresiune. Dar eu chiar spun fascist. Eu nu spun poporul, în general, conducerea fascistă. Se putea de hotărât întrebarea asta simplu. De spus, băi, tu, ucrainenii, vrei să fii în Europa? Poftim fii în Europa, dar noi să avem relații bune între noi. Vrei tu să fii prieten cu statul de mergi? Fii prieten cu statul care e treaba. Noi din raza încă nu ca să pierdem, dar să câștigăm. Dar dacă nu era acest război ruso-ucrainean, perspectiva de integrare europeană foarte departe aveți și perspectiva de integrare europeană. Lumea după războiul ăsta ucrainean își schimbă felul de a gândi, își schimbă total pe războiul ăsta. Cum ați vrea să se dezvolte relațiile cu Rusia și cu Ucraina după acest război? Bune. Relații bune trebuie să fie și cu unii și cu alții, dar genocidul care l-a făcut Rusia în Ucraina nu-i de iertat. Să omori oameni vinoveți, să omori copii, să omori femei, să bați joc de o țară așa, să distrugi oraș întregi, oameni buni, nu se iartă lucrurile astea. Cum nu a fost iertată Germania fascistă, așa și Rusia fascistă nu trebuie iertată. Asta e fără nicio vorbă. E trebuie judecată, dusă în fața judecății internaționale și acolo să fie dat un verdict, așa că mi-aș ziceți că trebuie dezvoltate relații bune și cu Ucraina și cu Rusia și cu toate țările. Cu Federația Rusă, ce evoluție vedeți în cooperarea bilaterală? Moldova e șantajată cu resurse energetice, foarte șantajată. 30 de ani nu s-a făcut absolut nimic în privința la asta și e șantajată. De atâta și la noi Republica Moldova e divizări și guvernul ăsta Maia Sandu, poate că nu fac toate lucrurile cum scade, cum trebuie să le facă, că care nu face nimic, acela nu greșește. Care încearcă să facă ceva, pot să greșească. Însă vreau să fac treabă și fac treabă și eu cred că Republica Moldova are un viitor bun, frumos are. Cu rezultatul ca Ucraina să câștige războiul și dacă câștiga războiul, câștigăm și noi. Ucraina e scutul Republicii Moldova datorită Ucrainei și a Europei. Fiindcă Rusia, dacă lua Ucraina, peste vreo câțiva ani de zile mergem spre noi, Polșa, pe țările balce, ele aveți să iei, nici nu aveți să uite că ai tu neutralitate, n-ai neutralitate, nu o să uitau la asta. Dumneavoastră, ce credeți despre viitorul Republicii Moldova? Cine îl face? De cine depinde? Sper că se înflorească Moldova și Putin încă să nu vii la noi, să fie pace, să fie tot bine. Dar credeți că el ar fi avut în gând să ajungă? Da, el poate să vină.
El a ocupat Pridnistrovia și nu s-a mai dus. Nu a mai scos armata nici până azi. Pentru dumneavoastră, cetățean, depinde dacă Moldova se apropie de est sau de vest? Eu sunt pentru Uniunea Europeană, 100%. Pentru că Putin a rămas în urmă. El are o grămadă de sate foarte săraci. Țara lui, în Rusia lui, nu poate să-și facă ordine, dar nu să mai așteptăm să mai vii la noi, să mai fac ceva bun. Nu. Moldovenii în casa lor își pot face ordine? Moldovenii în casa lor, da, își fac. Țara lor însemnând Republica Moldova. Da. La noi, noi unire, unul încolo și unul încoace, de atâta poate și rămânem încă în urmă. Câți ani ar trebui Republicii Moldova să ajungă la nivelul de trai al țărilor din UE? Eu sper că cât e Maia Sandu să facă până la sfârșit regul. Că totuși odată și odată ar fi tot făcut și să ne unim, să trăim în Uniunea Europeană. Câți ani ar trebui să treacă? Vreo 5 ani, vreo 7, 10, poate. Ați fost în UE, știți cum e acolo? Știu, știu. Eu am fost în Italia, cam tot Italia am blat, în Luxemburg. Ce v-a impresionat cel mai mult în Uniunea Europeană? Lege, disciplină, oamenii sunt altfel educați. Valentina Ursu, Europa Liberă. Astăzi suntem în vizită aici, la sudul Republicii Moldova, în Cahul, și discutăm cu cetățenii despre viitorul Republicii Moldova. Ничего хорошего нас не ждет. Ну, потому что такое правительство у нас, которое не о народе думает, а подчиняется заокеанским товарищам. А от кого зависит будущее страны? От Бога. На всю волю Божью. От нас очень мало что зависит. Почему выиграла Санду выборы? Потому что за нее проголосовала диаспора. Понимаете, они выбрали эту европейскую жизнь. Ну, ясное дело, может быть, там действительно лучше. Хотя в последнее время у нас, я вам хочу сказать, когда увидела, что в Кишиневе был гей-парад, наша православная страна, патриархальная, которая, ну, все верующие, и вдруг гей-парад. Как можно разрешить в нашей стране это? Что вы себе сейчас желаете? Мира, чтобы вот мирное небо было над головой, чтобы не было такого, как сейчас на Украине. Беда. Жалко и ту сторону жалко, и другую сторону жалко. Убивает молодняк. Будущее страны. Показывают эти разрушенные города. Стреляют и те, стреляют и эти. И рушат. Это ж восстанавливать все надо. Как жить потом в этой разрухе? Это ж сколько надо, чтобы это все восстановить? А война еще это дело очень дорогое. Каждый этот снаряд и каждая эта, извините, бомба и самолет и вертолет. Все это сумасшедших денег стоит. И два славянские народа. Кто бы мог раньше в советское время подумать, что Россия и Украина будут воевать. Да в страшном сне такого не могло присниться, что будут воевать, будут друг друга убивать. Это в страшном сне. От кого зависит сейчас мир? А, честно говоря, воюет не столько Россия с Украиной. Украина просто поле боя, а Россия воюет сейчас с НАТО. А будущие отношения между Молдовой и Россией, как вы видите? Хотелось бы, чтобы мы были вместе, как раньше был Союз. Я 15 лет проработала в России, и я вообще русская по национальности. Меня муж сюда привез еще в 70-е годы, и я здесь прожила 40 с чем-то лет. У меня сыну 43 года, я здесь уже вот столько лет живу. Но, честно говоря, я хотела бы в России. Valentina Ursu, Europa Liberă. Astăzi suntem în ospeție aici la Cahul și vorbim cu cetățenii despre prezentul și viitorul Moldovei. Cum e prezentul și cum vreți să fie viitorul? Viitorul să fie mai bun, să nu mai ridice prețurile la producție, la gaz, la lumină. Când avem 2000 de lei pensia, cu ce să plătim? Vrem mai bine să trăim, să avem bani. De unde poate veni acest bine? De la guvernare, de sus, noi și putere avem. Noi muncim, poate vine la piață, facem câte un ban. Geopolitica va mai fi în continuare un subiect discutat de cetățenii Republicii Moldova, încotro țara mai aproape de Rusia sau mai aproape de Uniunea Europeană? Mai aproape e Uniunea Europeană decât cu Rusia. Nu, cu Rusia n-a fie niciodată. Că rușii o porne război împotriva Ucrainei și cred că și Moldova nu vrea, că noi suntem alături cu Ucraina. Și nu știu la ce să ajungem. Dar Moldova în Uniunea Europeană, cu sau fără Transnistria?
Nu, că Transnistria aceea noastră, Transnistria rușilor. Ea sunt și greu că trecem în Uniunea Europeană. Ei sunt cu rușii, nu cu moldovenii. Dar sunt și moldoveni acolo, sunt, eu, dar cine știe ce vor. Cine credeți că are mai mult nevoie, Moldova de Uniunea Europeană sau Uniunea Europeană de Republica Moldova? Moldova are nevoie de Uniunea Europeană, că toți copiii sunt acolo, în Uniunea Europeană. Noi nu avem pe nimeni, noi suntem singuri aici. Și lumea este în Moldova, uite, cui vindem noi produs. Acum, după ce s-a acceptat acest statut de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, Republica Moldova are de făcut reforme. Sunteți gata să susțineți aceste reforme? Clar lucru că suntem gata să susținem reformele ca să intrăm în Uniunea Europeană. Ce reforme? Justiția să aduc pe toți care au fugit, toți hoții din Moldova, care au furat țara, că să închidă și să facă regulă, să le iei tot și să dea la lume. Că lumea de atâta n-are bani și n-are cu ce trăi. Nu toți moldovenii gândesc la fel. Totuși unii vor mai aproape de Rusia. Nu, n-aș crede că să fie cu rușii. E, dar politicienii vor cu rușii. Că ei să fure mai departe, ia ca de ce. Noi gândim că poate să fie înspre bine. Poate mergem înainte. Oricum să-i tărâiești pe dânsii după noi. Ia ziceți și dumneavoastră, ce părere aveți despre prezentul și viitorul Moldovei? Cum ați vrea să fie? Tare am dorit ca viitorul Moldovei să prospiere, să avem o viață mai bună, pensii mai mari, să scadă prețurile, că tot s-a mărit și nouă, nu ne ajunge din 2000 de lei pensia și putem noi să cumpărăm. Am vrea ca și guvernarea să se mai gândească la popor, nu numai la dânsii, că ei au destul... Ei să umble acea în piață, pe la oameni, pe în sate și să-mi trebuie și propunerea aveți și doriți. Dar ei stau acolo în Parlament și hotărăsc ei între dânsii. Și cei de la Orhiei vin la Chișinău și fac zabastufcă, cum se proteste și răcânesc că mai așa nu s-o dea jos. Dar femeia nu e inovată, că s-o mări prețurile, că ei se gândeau că dacă era să rămâie iar Dodon la guvernare, era să ducem o viață mai bună. Dar tot viața și era să avem. Că avem copii peste hotare și ei singuri ne spun că și acolo se măresc prețurile. Dar dumneavoastră cum vedeți viitorul Republicii Moldova? Foarte rău dacă să fim cu Maia Sandu. Foarte rău. Dar cine ați vrea să vină la putere? Cine? Este Bătrâncea, este Chicu și voi v-ați legat de Dodon sau încă nu știu cine. Sunt la noi. Ia ziceți și dumneavoastră, pe ce drum să meargă Moldova? Noi suntem cu Moldova noastră. Vrem să trăim bine, în pași cu toți, să nu vii război cum a venit la Ucraina, distrug și fuge toată lumea din Ucraina. Dumneavoastră, simpli cetățeni, sunteți gata să mai așteptați, să faceți un sacrificiu, să fie implementate reforme, ca aceste reforme să dea rezultate? Noi suntem gata ca guvernarea să facă reforme, să gândească la popor, suntem gata să așteptăm, că nu avem încotro și să facem. Pentru dumneavoastră, ce reformă este cea mai importantă? Cea mai importantă, corupția să fie lichidată, dar vedeți că nu prea o lichidează. Chiar și Dodon, că el e nevinovat, că el, dar nu degeaba l-a închis la domiciliu să-l cerșeteze, chiar și femeia lui o luat-o pe soție. Și vrem ca să întoarcă cei care au furat miliardul, să-l întoarcă și atunci poate îmi duce o viață mai bună. Valentina Ursu, Europa Liberă, suntem în Lacacul și întrebăm cetățenii despre viitorul și prezentul Moldovei. Cum e prezentul și cum vreți viitorul să fie? Nu s-a schimbat nimic, e altă putere. Nici judiciar, nici economic. Nu se schimbă. Să vă dau un exemplu. De câte ori au crescut prețurile la noi? Da, eu vindem răsadul ăsta cu un leu, acolo vând cu doi. Sunt nevoiți să-l vând cu doi, nu? Motorina s-a scumpit? Dacă dumneavoastră ați conduce Moldova, ce ați face? Că aș face terapii de șoc care trebuie să tai și să tai și să tai. Cine a fost în sistemul ăsta cu probleme nu mai are dreptul. Să nu mai aibă dreptul niciodată să fie pe domeniul dat. Geopolitica va fi un subiect de discuție în continuare în societatea moldavă? Asta e prea puțin interesează. Undeva trebuie să te dai. Dacă nu te dai, ești distrus. Și asta a fost de la formarea țării Moldovei și până în ziua de azi. Dar dumneavoastră cu cine vreți să dea Moldova? Părerea mea, la moment, nu trebuie să dai nicăieri. Bruxelles a oferit acest statut de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina. Ați așteptat acest lucru? Dintr-un punct de vedere da, dintr-un punct de vedere nu. Dacă vin alții la putere, se schimbă situația? Nu schimbă nimic. Mai așteptați să se facă reforme? Toți așteptăm mai bine. Ce reforme vreau? Da. Eu vreau multe.
în primul rând, poliția să fie poliție, dar nu sensul de jandarm român, cum a fost odată. Justiția a spus, acolo trebuie terapie de șoc și intensivă. Corupție mai este? 100%. Cum funcționau schemele, așa funcționează. A doilea, schimbarea atitudinii față de țărani. Am votat tot Maia Sandu, dar o să vină să vadă cum trăiește un pensionar cu 2000 lei. Valentina Ursu, Europa Liberă. Am ajuns aici la sudul Republicii Moldova, în Cahul, și discutăm cu cetățenii despre prezentul și viitorul țării lor. Cum ați vrea să arate Republica Moldova în următorii 10 ani, de exemplu? Că aș vrea să arate bine, să ne simțim și noi ca europenii, așa cum ar trebui să fie o țară civilizată. Oamenii au așteptări mari de la guvernarea actuală și de la președinție și de la toți. Clar că ceea ce a fost anterior a fost grav, că ni s-au furat țara. Acum avem nevoie de susținerea actualei guvernări și să mergem înainte spre Europa, așa cum suntem stat candidat. Mă bucur. Credeți că de azi înainte geopolitica va mai decide și ea direcția încotro Moldova? Geopolitica foarte mult acum la noi, cum suntem o țară multinațională și rusificată, mult contează. Chiar azi am avut o discuție cu o cunoscută, că ei nu pot să înțeleagă că noi suntem o țară și trăim pe un pământ și pământul nostru se numește Moldova și noi trebuie să progresăm, să mergem acolo unde toată lumea le-i bine. În Europa, la toată lumea le-i bine, nu degeaba au plecat atâția cetățeni, chiar și copiii mei. Ca să se ajungă la acele standarde europene, e nevoie de făcut reforme. Reformele astea, cum se înțeleg ele de cetățeni că trebuie să fie implementate? Reforma trebuie să vină de la noi, de la oameni care vedem ce se face în Europa, cum e, și noi singuri începem să ne educăm pe noi însuși. Dar și de ce? Dumneavoastră personal, ce reforme credeți că ar trebui să se regăsească prioritar pe agenda celor care guvernează? Să schimbe justiția, legea să fie lege și să fie aplicată pentru oricine, indiferent de ce funcție are, că altfel cum era să fie de mult toată lumea prinsă care spun de furtul miliardului și așa mai departe. S-au furat foarte mult și toată lumea știe cine fură și nu se aplică legea. Cum s-ar alte zice? Reforme care ar trebui încă să mai fie făcute? Cultura oamenilor și infrastructura, drumurile care lasă de dorit, apa, canalizarea și în oraș încă n-au toate blocurile sau casele centralizat canalizarea. Ziceți că Moldova ar trebui în continuare să meargă pe acest parcurs european. Există regiunea transnistreană, e o problemă nesoluționată, dosarul transnistrean. Moldova nu e cu sau fără Transnistria și cum se reglementează problema transnistriană? Moldova trebuie să fie cu Transnistria, fiindcă dacă pe teritoriul nostru mai vine încă Rusie, atunci noi nu mai avem viitor. Să vorbim de președintele anterior, el îndeopște nu a știut Europa și noastră, o singură țară era Rusia. Voci adunate la sudul Moldovei, mai exact la Cahul. Fostul deputat Vadim Pistrinciuc, directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, consideră că în istoria Republicii Moldova au avut loc evenimente atât pozitive cât și negative, dar toate au demonstrat că cetățenii își doresc un stat mai aproape de Uniunea Europeană, liber de corupție și dornici să ajungă prosperitatea în țara lor. Statul și societatea Republica Moldova a arătat o rezistență poate destul de exemplară, fiindcă în pofida multiplilor crize externe care s-au abătut asupra țării noastre, noi rezistăm. Da, sunt foarte multe nemulțumiri, sunt multe provocări, sunt multe greutăți în fața oamenilor, dar în principiu ne descurcăm ca țară, ca societate, rezistăm acestor provocări. Mulți credeau că se va ajunge la falimentul Republicii Moldova, mulți credeau că instituțiile Republicii Moldova nu vor face față multiplilor crize care au existat. Intenția mea nu este să sperie, dar noi astăzi suntem în fața unor crize în context de război. Deci războiul nu este doar al ucrainenilor. Acest război ne afectează pe noi într-o foarte mare măsură, nu există domenii ale vieții care să nu fie afectate. Respectiv, dacă și trebuie să mai facem ceva, este să fim sinceri cu oamenii, să le spunem acest lucru. Ce deci, înseamnă sinceritatea de a comunica deci, cu oamenii și a le spune adevărul acest, așa cum este el? Acest război nu are cum să nu afecteze viețile fiecărui din noi. De la niște medicamente banale, poate, care le importam din Ucraina, până la canalele de export și logistice spre est sau spre piețele asiatice, depindeau de Ucraina.
De la euforia noastră că am primit statut de țară candidat, până la frica justificată care există în societate că acest război este la doar 250 de kilometri de noi. Am în vedere loviturile de rachetă asupra orașului Nicolaev, care este foarte alături și care au fost într-un număr foarte mare. Deci, dacă ne uităm peste date, citim sondajele, eu încerc să citesc un pic mai contextual, păi vedem că oamenii destul de bine au interiorizat pericolul militar, să spunem așa, de pace. Deci, oamenii bine disting pace și război. Nu este același lucru, însă e diferit ceea ce ține de viața cotidiană. Cumva noi ne-am desprins de acest pericol și considerăm că lucrurile care se întâmplă în jurul noi nu au legătură. Nu, ele au legătură. Un investitor care vrea să vină în Republica Moldova se gândește, uite pe hartă și el și el vede aceste lucruri. Chiar dacă partenerii noștri ne spun toți că nu există pericole militare imediate și este adevărat, vedem semnalele care le primim, dar acest război nu este doar al ucrainenilor. El ne afectează pe toți. Suntem într-o fază de crize multiple, de crize în context de război. Noi trăim, așa zis, ruptura aceasta de la vechea ordine mondială spre una nouă, nu știu care va fi ea. Respectiv, pregătit este acel care știe ce se întâmplă în jurul lui, care apreciază corect situația. Eu cam am obosit de noțiunea de vector și de geopolitică. Eu cred că asta este o alegere de civilizație pentru cetățenii Republicii Moldova. Și alegerea de civilizație este foarte simplă. Ce vrei tu? Vrei să trăiești mai bine, să ai drumuri mai bune, să trăiești mai bogat, să fii într-un mediu mai sigur, drepturile tale să fie respectate, libertatea să fie respectate, fermierii să aibă acces la fonduri, satele să fie curățele, dezvoltate, drumurile mai bune. Deci noi asta vrem. Dezvoltarea conform modelului european, asta ne dă. Sunt sigur că oameni care zic să facem o zonă offshore din Moldova, să ne ducem în altă parte. Acum vectorul estic nu oferă acest lucru, el nu oferă nimănui nimic. Acest vector acum postează război, suferință, decadență morală, cochetare cu fascism. Uitați-vă însăși în organizația de securitate din IES, ODKB. Și acolo sunt disensiuni, sunt neclarități între ei, ceea ce înseamnă că ceea ce lipsește acestui vector, pe care încearcă cumva să-l promoveze Federația Lupt, el nu are conținut. Pentru ce este? Ce să faci? Deci dar percepția multor cetățeni ai Republicii Moldova e că de acolo vine gazul, vin resursele energetice, că încă mai rămâne o piață de desfacere pentru mărfurile moldovenești, că mai sunt gastarbeiteri care câștigă bucata de pâine și se adună ghemul ăsta pe care unii politicieni le consideră avantaje pentru Republica Moldova. Politicienii asta fac, ei speculează cu agenda publică care există și cu geopolitică. Eu am foarte multe motive să fiu foarte tare împotriva partidelor proruse, sau noi avem un singur partid produs sau două, nu mai știu câți acolo, socialiștii, dar și ei, uitați-vă că ei nu justifică războiul deschis, așa cum o fac alți sateliți în alte țări. Ei nu justifică acest război, eu îi cunosc pe o parte din ei, o parte din ei sunt la fel de mișcați, deci n-au așteptat acest lucru, ei nu știu cum să se poziționeze, sigur că vor sta în bănci docili, sigur că dacă va veni, Doamne ferește, ei o să iasă, cum la noi se spune, cu balonașele, probabil unii. Dar eu nu cred că există cineva în cadrul politic serios care vrea pur și simplu să distrugă societatea Republicii Moldova. Deci eu nu cred că cineva vrea pentru un preț mai mic la gaz să-și vândă propria țară sau să lasă prizonieri propria societate. Sunt oameni care se joacă cu focul, sunt oameni care cheamă armate străine. Am avut și așa politicieni, am văzut. Acești oameni după mine sunt niște marginali morali și oameni care încalcă legislația. Pentru că omul care vrea război pe teritoriul țării sale, care este o țară neutră și cheamă la acest lucru, el încalcă legea, incită spiritele și cel mai bun instrument democratic care asigură ordine este codul penal. Și atât timp cât acei care țin în mână pârghiile ca să aplice codul penal, dar noi de multe ori discutăm despre ei, dar pe ei nu îi întrebăm. Judecători, procurori, toate organele astea de forță, cum le numim noi, până când ei nu o să înțeleagă acest lucru, că acesta este instrument democratic, ei nu o să aibă nici parte din credere din partea societății și vor fi în permanență un bătaie a vântului politic, dar politicul se va încerca să cumva să intervină în el și este justificat. Dar deocamdată ei mai sunt cei care tulbură apele.
Și în apele tulbure, cum se zice, se prinde ușor peștele. Da, e adevărat, ei tulbură apele sau apele erau tulburate și încearcă să prindă peștele. Eu, de exemplu, citesc știrile și mă uit așa un avânt de mare. Noi avem probleme, avem cazuri de rezonanță, de decenii deja, care trebuie să rezolvate, ele parcă nu se rezolve. Dar tot felul de atacuri asupra, de exemplu, mediilor de afaceri și asupra investitorilor există. Și asta pe mine pun în gardă, fiindcă o parte din societatea noastră nu înțelege de unde se adună banii într-o țară. La noi toți țipă că vor alocații, subvenții, reduceri de impozite. Dar uite că Republica Moldova nu este o țară care deține resurse strategice energetice sau careva domenii strategice care să aducă foarte mulți bani, cum ar fi, știu, metalurgie sau proprietăți de stat să aducă mulți bani. Și unica posibilitate a noastră să putem plăti pensiile și le mai putem și mări din când în când este disciplina, ordinea, siguranța celor care produc, care creează locuri de muncă și plătesc impozite și încurajarea lor să producă mai mult. Dacă vrem să trăim mai bine, noi avem nevoie de mai mulți oameni care câștigă mai mulți bani, care vor plăti mai multe impozite aici. Și dacă noi o să avem structuri ale statului care vor privi activitatea economică a cetățeanului ca pe o vacă de mulți, Republica Moldova nu va fi niciodată stat bogat, va fi stat sărac. Altfel spus, nu bateți din palme când vedeți că se pun presiuni asupra mediului de afaceri, când se fac controle asupra unor întreprinderi individuale, când se închid conturi, sub pretextul nu știu care lor rupte acolo. Fiindcă Moldova nu primește bani din râul Prut, nu curge petrol. Nici noi trebuie să fim taxe. Dacă noi vrem să vii oamenii cu bani, noi trebuie să-i tratăm cu respect, să nu le creăm impedimente. Dar dacă ei se comportă urât, nu respectă legislația, atunci să intervenim. Să intervenim într-o manieră civilizată, predictibilă și corectă. Fiindcă la noi se fac foarte multe măsluiri. Economia nu este vacă de mulți. Economia este un domeniu în care trebuie să existe libertăți, în care trebuie să existe predictibilitate, în care trebuie să existe posibilitate de a avea drept la apel, garanții că proprietatea ta nu va fi luată. Când se umblă la aceste lucruri, atunci o să rămânem și fără vacă. Domnul, înțelegeți? Sfântuc. Și totuși, ca Republica Moldova să aibă un viitor, în opinia noastră, e nevoie să se găsească un consens larg în societate și mă refer și la formațiunile politice. Pentru că vorba noastră, cetățeanul așteaptă astăzi prosperitate, iar mai degrabă din gura lui auzi că satul este uitat și de stat și de Dumnezeu. Nu există societate în care clasa politică, partidele politice, toate vor avea un consens politic asupra tuturor subiectelor. Nu există. Deci nu se există. Dar asupra parcursului pe care trebuie să-l urmeze țara, poate să fie găsit un asemenea consens? Eu cred că el în fond practic deja este găsit. Un mare atu al mișcării pentru integrarea în Uniunea Europeană, de fapt, este acel că el nu aparține unui singur partid. Da, acest statut de țară candidat, cumva, deci e adevărat, trebuie să-i dăm ceea cezarului, deci actuala guvernare, doamna președinte, domnul ministru de externe, au făcut o activitate foarte serioasă de promovare a Republicii Lobby. Moldova, fiindcă era riscul că în situația asta cu Ucraina, atenția acestor țări să fie mai mult către Ucraina oferită, noi cumva eram în altă situație, erau multe riscuri, țări diferite, aprecieri diferite, de fiecare țară depinde într-un fel, dar totuși meritul pentru toată procesul de integrare europeană a început mult mai devreme. Păi primul se zice plan, că chiar Vladimir Voronin a nu fost se zice, cel este, care deci primul, ar fi deschis cărărușta către apropierea Moldovei de UE. E adevărat, primul plan de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană a fost semnat că în 2002 elaborat sub conducerea lui Vladimir Voronin. Mai mult, în 2007, când exista un comitet de integrare a Republicii Moldova-Uniunea Europeană, care era prezidat de președintele Republicii Moldova de atunci, Vladimir Voronin, dacă nu mă înșel, în 2008, atunci s-a decis la acel comitet prezidat de Vladimir Voronin că Republica Moldova trebuie să adere la parteneriatul estic care doar fusese lansat atunci, să aspire pentru regimul liberalizat de vize și trei, să devină cândva țară cu statut de candidat. Bine, dar în 20 de ani Vladimir Voronin și-a schimbat opiniile de zeci de ori. Nu contează când îți schimbi opiniile, ci contează că această mișcare pentru integrare europeană a aparținut diferitor partide, de stânga, de dreapta, de centru, după care am avut o coaliție pro-europeană, a continuat-o, a impulsionat-o. Noi am devenit partea, probabil că nu am fi devenit dacă rămânea aceeași guvernare. Semnând probabil, acordul de asociere. Acordul de asociere, regimul de liber schimb, s-a schimbat o altă guvernare, chiar și cea monstruoasă pe timpul lui Vladimir Plahotniuc, tot nu a renunțat la această idee. Înainte de alegeri, Partidul Socialist spunea că vrea să denunțe acordul de asociere. Venind la putere, nu a denunțat, fiindcă sunt pragmatici.
Ne uităm pe hartă, ne uităm de unde vine bunăstare, ne uităm unde se duc exporturile noastre acum. 70% toate se duc în Uniunea Europeană. Acum crește inclusiv din cauza războiului la est, nu putem exporta din considerente obiective. Geopolitică, sigur că e tot timpul ne va influența. Eu nu pot să vă dau răspuns cum va arăta Europa peste 10 ani de zile. Dar Republica Moldova cum ar dori să arate? Eu aș dori să arate prosperă, să arate mai bogat. Republica Moldova trebuie să devină mai bogată și țară membra Uniunii Europene. Dar în primul rând, ea trebuie să fie o țară în care există ordine, disciplină și mai multă bogăție pentru cetățeni ca să avem ce să redistribuim inclusiv la cei săraci. Fiindcă noi ne rușineam de lucrul ăsta, dar eu tare mult vreau ca țara mea să fie bogată. Punem punct aici, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, a fost ultima mea emisiune la Radio Europa Liberă, să auzim numai de bine. Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.